Adriana Stase alături de mine într-o discuție pe care mi-ar fi plăcut să o prelungim foarte mult. Mi-ați spus înainte de publicitate, vorbeam despre Ponta, dezvăluirile și lucrurile pe care le face în spațiul public și spuneați așa, gândul dumneavoastră se duce la anul 2013, când se presupune că ei erau la chermeze și discutau de dosare, așa spune Ponta, da. Dumneavoastră așteptând a doua sentință, fiind la Jilava. Nu-i vedeți, asta vă întrebați, departe de o discuție, nu se poate să nu se fi discutat, inclusiv despre dumneavoastră, prima victimă a statului paralel, exact, de fapt. Așa cred, eu așa cred, că nu se putea la momentul acela, când practic se încheiase toată operațiunea Ionuț Matei, erau deja lucrurile foarte clare, cu banii aceia tipăriți în Statele Unite mai târziu, cu o martoră care a fost ascunsă în așa fel încât să vină în momentul în care a fusese stabilită poziția lui Ionuț Matei ca vicepreședinte al Înaltei Curți ca să conducă completul. Și așa mai departe, o mulțime de lucruri absolut aberante care s-au întâmplat. Dom'le, în condițiile acelea, oare nu discutau și despre aceste chestiuni? Nu erau importante sau poate că nu erau importante și în definitiv mi se par mie acum că erau importante pentru mine. Noi tocmai dar aflăm. Totuși, la acel moment, eram un fost președinte al partidului, fusesem condamnat pentru campania electorală, pentru ei toți, ca afișele electorale. Nu mi le-am făcut mie, le-am făcut într-o campanie care era parlamentară și prezidențială în același timp. Am plătit banii pentru ele, până la urmă, pentru toate. Nu le-am cerut și lor să contribuie cu bani pentru că a fost campania întregului partid, nu? Poate ar fi trebuit să cer bani de la ei. Deși, sigur, e o întreagă nebunie, nu vreau să revin asupra acestor lucruri, dar din punct de vedere subiectiv, sigur că acum de-abia descoper niște lucruri pe care n-am vrut să... N-ați vrut să le credeți. Nu, n-am putut să le imaginez că până la urmă eu am considerat. Și atunci când am mers cu bivolarul la parchet, unii vorbesc acum tot felul de tâmpenii. Când am condus pe bivolarul la parchet, era după un an de zile în care Emil Constantinescu și echipa lui îl tot plimbau la televiziuni, fără să-i arate avocatului lui, care era profesorul Neagu, dosarul. Nu-i dădeau dosarul. Și atunci noi ne-am dus, ca să fac povestea mai simplă, pentru că pe vremea aceea imunitatea, exista o imunitate a parlamentarilor, ceea ce după 2003 n-a mai existat, și am mers să vedem, am mers să cerem ca avocatul lui Bivolaru să vadă dosarul și de-abia atunci, după un an și jumătate, i-au dat dosarul lui Neagu și pe această bază Neagu ne-a spus că putem să-i ridicăm, să votăm pentru ridicarea imunității. Era nevoie de două treimi atunci. Și am votat pentru ridicarea imunității lui. Am mers după aceea am mers la Pitești pentru Costică Nicolescu. Da. Era vorba de arestarea lui preventivă. Păi da, acum aflăm... Și eu cred că aceste chestiuni de loialitate, de solidaritate, care înseamnă, cum s-a spus, încercarea de a influența, de a intimida justiția și așa mai departe. Acum aflăm că ruda domnului Ponta, domnul Maior, spune Elena Udrea, o spune și Traian Băsescu în înregistrarea aceea, o spune și Mitică Iliescu, o spune și Dragomir. Știau, iată, în dosarul Telepatia lui Dan Voiculescu și al celorlalți oameni care au fost băgați la pachet. Au băgat, știau perfect câți ani o să se dea. Știau, lucrurile astea se aranjau. Bănuiesc că și asta se discuta. Bun, poate la unele adăugați întâlniri. Atunci și declarația relatată de către Becali a Soficăi... Exact, a judecătoarei Sofica Dumitrașcu, care a ieșit plângând în ziua condamnării. Au fost doamna Rarinca, înțeleg că a spus la un moment dat că era foarte supărată pe mine, cea care a dat o decizie în dosarul afișelor electorale. Și așa mai departe. Vi l-a recomandat Virgil Măgureanu pe Ponta? Că așa spunea Bogdan Diacon. Știu, am văzut, dar i-am transmis atunci un SMS Oanei Stancu și Zamfir și i-am spus că nu este adevărat. Avem lansarea de carte, o să mai trag puțin de timp, o să mă certe regia. Când este, la ce oră, ca să poată veni va a doua carte? Vineri la ora 16 la editura RAO. Dar dați-mi voie să citesc un text fundamental. Două fraze.
Românii sunt un popor fără istorie, destinat să piară în furtuna Revoluției Mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluției și vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național. Dispariția lor de pe fața pământului va fi un pas înainte. Friedrich Engels. Aceste lucruri au circulat și au reprezentat o parte din istoria noastră. Dacă nu știm să o corectăm, dacă nu știm să ne construim viitorul în alt mod, vom avea parte de astfel de ideologi și ai unui comunism împotriva căruia trebuie să luptăm în continuare. Mulțumesc. Și cred că lucrul acesta trebuie să-l avem în vedere, lăsându-i la o parte pe tot felul de fanatici, de talibani, care nu înțeleg de fapt ce se întâmplă în jurul lor. Și mulțumesc nici cu ei înșiși. Mulțumesc foarte mult!